Asociația Academia Mămicilor din Timișoara organizează o serie de activități educaționale dedicate copiilor și vârstnicilor prin intermediul proiectului Cultura ecocentrică împotriva crizei climatice, ecofilosofie pentru copii și vârstnici. Proiectul își propune să contribuie la conștientizarea problemelor de mediu și să dezvolte abilități de responsabilitate ecologică și sustenabilitate. Proiectul a debutat pe 1 septembrie și se va desfășura până la 31 octombrie 2024 în diverse locații din Timișoara, incluzând zeci de ateliere. Unul dintre momentele mult așteptate ale proiectului va fi punerea în scenă a piesei de teatru Genetrix în 27 octombrie la Casa Studenților. Nu suntem actori, regizori, dramaturgi, așa că publicul nu ar trebui să se aștepte la un spectacol de teatru clasic, ci la o abordare experimentală a marii teme duale, a ecologiei și filosofiei. Se va dansa, cânta, muri și renaște. Vă vom îngrozi și bucura, căci întrebarea ce datorăm viitorului ne privește pe toți, iar unele dintre răspunsuri nu sunt întotdeauna satisfăcătoare. Ne vom juca cu contradicții, într-o manieră suprarealistă, încercând să descoperim dacă omul mai este compatibil orba cu natura, natura din jurul său, natura sa, spune Andra Bireescu. De asemenea, un volum dedicat ecofilosofiei va fi publicat, aducând ideile și reflecțiile participanților. În cadrul proiectului participă 40 de copii și 30 de vârstnici, promovând interacțiunea intergenerațională și o abordare holistică a educației ecologice, iar atelierele sunt facilitate de specialiști în domeniul ecofilosofiei. Ecofilosofia pentru copii este o direcție nouă și inovativă, derivată din filosofia pentru copii, care își propune să dea glas anxietății climatice din rândul celor foarte tineri, facilitând reflexia și căutarea colaborativă de soluții în cadrul grupurilor de discuții, într-un demers de pionierat la nivel național desfășurat în Timișoara, ce trage totodată semnale de alarmă către societate cu privire la pericolele schimbărilor climatice, spune Florin Lobons, profesor universitar Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, facilitator în cadrul proiectului. Acest proiect este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Timișoara.